Ne revenim la poarta Raiului, unde doi arhanghele ai Sfintei Plăcinte se simt ca în lift, înainte să se deschidă. Oare liftul urcă sau coboară? Băi, ce artii, băi! Bună seara! Deci, vă pupăm, sunteți pupați. Eu nu am ținut cu Florin niciodată, dar astăzi mi-a stricat, mi-a stricat ziua aia. Da, am născut în țara în care nu trebuie, da, știu. Da. Au trecut banii pe lângă mine iar, da, știu. Ideea foarte bună, ne-a boicotat foietajul. Sunt foi de Plăcintă, nu e foietaj. Și care e diferența? Mare de tot. Foarte mare. Am vrut să vă spunem foietajul se umflă. E făcut în straturi. Ne-a boicotat ăla de l-am pus noi în farfurie, de l-am pus pe lângă carnea la noastră care am lași, bă, da. Am vrut să facem. Eu am o întrebare. Pasta a făcut-o altcineva, voi v-ați mânji cu făină și atât. Bă, să știi că noi nu suntem fix ca tine cum gătești tu pe la mare pe acolo, cum îți gătești altcineva și tu ai doar numele acolo. Noi chiar ne apucăm de treabă, eu chiar gătesc, eu chiar pun, eu e adevărat că a durat 5 ore. Bă, fomile, mă. Ți-e rușine un pic, te rog eu frumos. Deci dacă voi v-ați fi născut în America și nu vă chema Liviu și Andrei și aveați voie de asta la o cafea, bă, erați miliardari. Ce crezi? Ne-am născut în România, mă cheamă Liviu Vurciu și pe prostul ăsta Andrei și suntem cu datorii la bancă, dar trecem cu vederea peste lucrul ăsta. Ideea este următoare. Noi putem să vă dăm patentul acesta sub o sumă modică. Nu. Ce e la noi? Nu dăm niciun patent. Nu dăm patent. Mâine mă duc și o înscriu. Băi, spuneți-mi cum se cheamă plăcinta asta. Goara moamne. Cu mere. Brânză și carne. Exact. Și mere? Și mere. El a zis. Mere. Foarte bine Florin a zis, cu toate că nu avem chimie și n-am avut niciodată, dar acum trebuie să-i dau cezarului ce al cezarului. Băi, a simțit a zis imediat. Foarte bine, nu trebuie să mai mănânci absolut nimic de după plăcinta asta. Mănânci prânzul, cina și desertul. Băi, să și seara. Prânzul, sau ce adevărul că nu mai poți să mai mănânci nimic. Ce mă, ce are? Nu știu, bă. Ce are plăcinta noastră? E multă. Are de toate. Multă. Bă, da, de unde aveți voi rețeta asta de plăcintă cu carne? N-auzi, mă, că mine, eu am inventat-o. Da? Nu, da. Eu, noi. Bine, noi. Fii atent, pentru că mi-ai folosit o parte din ingredientele pe care eu le fac în plăcinta mea cu carne. Au, stai să ne trebuiască să-mi dai. În ingredientele tale, habar n-am ce ingrediente pui tu, eu am pus tot ce am avut în bucătărie. Bă, dacă erau și ale tale pe acolo, chiar îmi pare rău. Dar îți dau cuvântul meu de onoare dacă am știut. Ai zis tu, pune-mă și de la Florin. Pune, patru foi de astea. Noi aveam pe masă tot felul de chestii, care mirosau frumos. Am luat și am unele. Pus, unele. Am pus și vin. Ai pus vin? Bineînțeles. Normal. De care vin ai pus? De care și alb și roșu. S-a uitat la noi. Gândim la fel. Au o cameră acolo. Băi, nu, au o cameră. Oamenii au o cameră. Asta chiar fac echipă, mă. Încă o întrebare. Vreau că sunteți doar șefi, nu mai sunteți bucătari. Bulonosul ăsta, că e mai tânăr, prinde mai multă celebritate, voi nu mai apucați prea mult. Ce am pus eu peste foietajul ăla? Băi, la aia mă uitam. Hai ghici, că noi punem numai de la tine, punem și vin și roșu, am pus și alb și roșu, ce crezi? Hai să vă nu e mătrață. Nu. Nu e mătrață de la Andrei. De la mine, nu, că nu mai am nici spre cine. Bă, ai pus ou? Ce? Ou ai pus. Ou am pus. Nu mai e ceva alb. Hai, aveți trei încercări. 1, s-a dus. 2, 3, stai jos, veniți la toamnă. Băi, fiam lege, dacă vrei să... Noi o să scriem o carte despre bucate. Despre bucate, de la demă. Despre. Păi despre, nu cu bucate. Vezi că a mai venit unul înainte care să o scrie și ăla. Ce? A scris și o carte de bucate. Au mai spus și alți piese, au mai jucat alții, au mai fost alți prezentatori. Mai talentați ca noi, nu o să existe și la revedere drumul. Aici ai ideea este următoare. Noi nu avem nevoie de cuțitele voastre ca să vă spunem și de ce. Că noi avem cuțitele noastre. Ia de fiecare ce. Bă, fii atent, deci, noi cu două n-avem ce să faci. Dacă ne dai unul, ne certăm. Dacă ne dați două, ce facem cu ele? Avem deja, nu știu ce să zic. La trei, la fel, nu e o problemă. Așa că noi avem cuțitele noastre și dacă cumva avem un cuțit acolo, vreau să vi le... Vreau să spun ceva. Oricum n-aveau de gând să ne dea, că nu vând niciun cuțit nicăieri. Deci, dar știi de ce n-aveau de gând să ne dea? Pentru că sunt invidioși. Că nu le-a venit la niciunul dintre bucătarii ăștia, șef, meșe, ce dracu sunt ei. De-aia n-au deschis ușa repede așa. Să facă trei.